Și ai dat iama în grătare? Foarte bine! Vă așteptăm pe toți, suntem aici, uite! Cu berea... Cu prietenii aici, vreau să mă voi la televizor. Cu prietenul meu, Tix. Salut, salut! Foarte bine, și vreme bună! Și mai ascunde că nu vrea să se vadă în cameră. Văd că aveți și muzică. Sigur, muzică, cum putem! Cât mai mică, cât mai puțin de la noi, de la Dumnezeu mai mult. Și ce ați pregătit pentru astăzi? Un mic, un cârnăcior, o salată, o ciupercă. Așteptăm vremea mai bună să... Și multă bere. Și multă bere. Berea mai la urmă, cine conduce nu bea. Un pic nasol că așteptăm să iasă soarele. Să vedem dacă avem și norocul ăsta. Să ne bronzăm un pic, nu? Timișorenii au lăsat astăzi de 1 mai agitația orașului în spate și au venit aici la Iarbă Verde pentru a mânca mici, pentru a bea bere și pentru a se relaxa împreună cu prietenii. La Șag, pe malul râului Timiș, aproape că nu a mai rămas loc liber pe iarbă. Timișorenii au venit în grupuri pentru a se relaxa, iar pe grătarele bine încinse tronau vedetele zilei micii. Văd că deguși deja micii. Bine făcuți! Cum sunt? Puțin aci. Ați venit aici cu prietenii să vă distrați astăzi de 1 mai? Da, da. De ziua muncii, foarte bine. Și ce plan aveți pentru astăzi? Mici, bere, simț românesc. Facem și noi un grătar după o jumătate de an de muncă, trebuie să facem și noi să ne relaxăm o zi. Că după aceea începem iară munca de la capăt, o luăm iară de la capăt. Fie ceapă de porc, piept de porc, avem mici, cum este tradiționalul, cu muștar și cum este 1 mai ziua muncii, apoi să o sărbătorim și noi, nu? La Iarbă Verde, că e frumos, că, na, un pic vremea nu e cu noi, că nu e soare așa, dar e bine, e plăcut. Tradiționalele hore românești sau manelele au însuflețit și ele atmosfera pur românească de 1 mai. Și muzică, da, păi da. Am venit să ne simțim bine, la aer curat, lângă malul Timișului. Câte persoane sunteți? Vreo 10. Și o să vă distrați pe cinste astăzi, nu? Da. Ne distrăm, bem bere. Ca de 1 mai, așa. Ca de 1 mai, da, exact. Și copiii au fost încântați de ieșirea de 1 mai la Iarbă Verde și au ținut să ne transmită un mesaj. 1 mai fericit! 1 mai fericit! Deși a bătut puțin vântul, cei care au ieșit la Iarbă Verde au petrecut pe cinste. Unii chiar vor rămâne peste noapte să doarmă în corturi.